Rața și Arhimede. La școala animalelor de casă, Rățușca era prima în clasă. La orice lecție, spre a fi întrebată, sta cu codița ridicată. Știa să numere câte fire de mac-mac-mac sunt într-un sac. Învățase să buchisească urzicile, de se mirau cocoșii și bibilicile. Cunoștea animalele patrupede, dar nu putea însuși legea lui Arhimede. Profesorul, un rățoi cu ochelari și pălărie, îi lămurește ceea ce orice rață e datoare să știe. Când o rață se scufundă în lac după un pește, volumul apei crește cu o rață. Iar dacă rața mai e și isteață, volumul apei poate descrește cu un pește sau chiar cu doi, căci Arhimede ținuse mult la rațe și la rățoi. Mac, 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 sare rața, hai la lac, teoria eu o știu, vreau o lecție pe viu.